tocmai datorită sechelelor psihologice de care nu a reușit să scape de la întoarcerea în război, are reputația de un regizor foarte dur. El și-a înfometat actorii pentru Platoon, o săptămână nu le-a dat decât orez și apă, și pe lângă înfometare i-a abuzat verbal și psihic, mai ales pe Charlie Sheen, la care a țipat și l-a făcut să se simtă ca ultimul om, tocmai pentru a-i transmite acea stare pe care și el a simțit-o în război. Acest lucru se vede. O să vedeți pe finalul filmului, când Charlie Sheen se uită din elicopter și are o față dezolată, ca și cum nimic nu mai contează pe lumea asta, tot ce contează e următorul minut. Aceea este epuizarea psihică a actorului care s-a jurat că nu va mai lucra niciodată cu Oliver Stone, deoarece îi arunca, în timp ce dormea, îi arunca nisip în ochi, tot felul de tactici din acestea de gherilă pentru a-l aduce în starea în care avea nevoie. Acest lucru a dat roade, pentru că performanțele actorilor sunt excepționale. Charlie Sheen, bineînțeles, dar și cei doi sergenți, Îngerul și Demonul, care sunt aleși atipici, ceea ce este foarte interesant. Tom Berenger, actorul care îl interpretează pe sergentul Barnes, sergentul crud și nemilos, care nu dă doi bani pe cei din jurul său, a avut până la Platoon roluri de om bun, de erou, gen Bruce Willis, știu eu, adică omul care-i salva pe toți, înțelegea pe toată lumea, toate fetele se îndrăgosteau de el și așa mai departe. În Platoon are o cicatrice pe toată fața ochiului, înjură, vorbește foarte urât și calcă pe cadavre fără nicio problemă. De cealaltă parte, Willem Dafoe, interpretul sergentului Elias, sergentul bun al filmului, până la Platoon a avut roluri de psihopat, de criminal în serie, mai ales în To Live and Die in LA, de traficant de droguri. Toate acțiunile lui, era un personaj stereotip. Dacă se spunea că în anii 80, dacă aveai nevoie de un personaj negativ, îl sunai pe Willem Dafoe. În Platoon este sergentul care apelează la droguri recreaționale și este mai umanitar decât permite legea, ca să ne exprimăm altfel. Sunt multe scene cutremurătoare în Platoon. Există o scenă super, care nu este, mă rog, este amuzantă într-un oarecare fel, pentru că soldații vorbesc la un moment dat despre cât mai au până să plece acasă și își numără în zile. Și Charlie Sheen, Chris Taylor, tocmai venise și îl întreabă, tu cât mai ai? Păi zice, cât să mai am, că e prima mea zi. Și atunci toată lumea îl întreabă de unde și până unde, el îi spune că a renunțat la facultate pentru a se înrola și apoi spune un lucru excepțional, de genul, m-am gândit că de ce bogătașii să stea acasă și numai băieții săraci să se înroleze în război și să lupte pentru noi, cât și noi, chiar dacă avem o stare socială și materială mai bună, ar trebui să aducem o contribuție țării noastre și intervenției noastre. La care unul dintre soldații îi dă replica la fel de genială, păi în primul rând trebuie să fii bogat ca să gândești așa.